Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă cu specialiștii pentru starea noastră de bine și pentru echilibrul nostru și cu atât mai mult în această perioadă este bine să avem grijă de noi, să avem grijă de cei din jurul nostru și să fim atenți la toate semnele pe care corpul ni le dă, astfel încât să intervenim din timp pentru a evita problemele mari. La Europa FM ne întâlnim în acest moment cu doamna dr. Ruxandra Râșnoveanu, este medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca, este șef de lucrări pe disciplina pneumologie la UMF Cluj-Napoca și este un medic foarte dedicat și foarte, foarte atent cu pacienții săi. Și tocmai de asta am apelat la ea pentru a înțelege mai bine în această perioadă cu ce se confruntă pacienții cu astm și de ce ar trebui să fie foarte, foarte atenți cu starea lor de sănătate. Statisticile, de altfel, spun că în România sunt peste 1 milion de persoane diagnosticate cu astm. Din păcate, este o afecțiune cu care trebuie să trăiască întreaga viață și să o țină sub control. Asta ca să poată să trăiască mai departe. Spun corect, doamna doctor? Bună ziua! Bifața toate mesajele într-unul, ca să zic așa, da. Mulțumesc! Bun. Cum este pentru un pacient cu astm? Vorbim despre o afecțiune cu care trebuie să înveți să trăiești. Cum este pentru un pacient cu astm în această perioadă? La ce a trebuit să fie atenți? Să ia legătura cu medicul sau pur și simplu să se bucure că nu simt niciun simptom și atunci să nu mai țină legătura cu medicul, să nu mai ia niciun tratament? În primul rând, nu, e obligatoriu să se țină o legătură cu medicul de familie, aș spune prima verigă, și cu medicul specialist. Mai degrabă în această ordine, aș spune, mai ales în această perioadă. Iar foarte bine ați punctat, deși mesajul pare greu, mai ales în momentul în care pui diagnosticul de astm și pacientul e bine să fie, se și informează. De multe ori poate vine cu o suspiciune, ar putea să fie asta, sau ulterior citește, e bine să fie informat, însă nu întotdeauna sursele de informare reflectă și un anumit adevăr pe care pacientul caută, și anume este o boală cronică, o boală inflamatorie cronică, care în general după pubertate, să vorbesc așa, adolescență, nu prea are posibilitatea să se vindece, dar, cum ați punctat foarte bine, trebuie găsit, și cred că ăsta e mesajul care și eu încerc tuturor pacienților să-l transmit, atunci când este momentul, mai ales momentul la cheie de diagnostic, că cu un tratament corect și cu doza minimă de tratament pe care trebuie să o ia, la acel moment, o anumită perioadă de timp, boala poate să fie controlată total. Este un cuvânt cheie și noi spre asta tindem, atât ca și pacient, cât și ca și, și, ca și medic. Da? Deci, controlul total poate să fie obținut la majoritatea pacienților. Evident că este individualizat după aceea, da? Dacă mai adun niște ani, adun niște comorbidități, mesajele poate nu mai pot să fie atât de ușor și atinse, dar ăsta este mesajul. Bun, luăm tratamentul prescris de medic și ne simțim bine. Putem să întrerupem tratamentul pentru că în perioada asta mai greu ajungem la medic. Deci, sunt multe aspecte aici. Luăm tratamentul și aș spune că ceea ce trebuie să verific, și asta e o verificare pe care noi ca și medici trebuie să o facem, că acel tratament prescris să fie și utilizat corect, iar verificarea tehnicii inhalatorii, pentru că în astm bronșic vorbim de medicație inhalatorie și este salutar această medicație inhalatorie că merge acolo unde trebuie, adică la nivelul căilor respiratorii. Și atunci, pentru că modul de livrare al medicației sunt dispozitivele, trebuie atunci când prescrii ceva să verifici cu măcar de o dată, de două ori, când pacientul vine la tine cu dispozitivul lui, cam așa, nu prea avem dispozitive demo, să știm că a luat și corect. Deci nu e destul să aibă o prescripție dată, să știe cum trebuie luat. Și dacă e tratamentul dimineață-seară, ia-l dimineață-seară, plus verificarea tehnicii. Mesajul în zilelor noastre, în perioada de COVID, este același cu mesajul care era și până acum. Dacă ai de luat un tratament ca și astmatic, așa este recomandarea, este de a fi luat,
Iar toate, să zic așa, aici e o șmecherie, dacă vreți, pacientul în general își supraestimează simptomele, adică el crede de multe ori că se simte bine, este valabil, dacă vreți, în percepție de multe ori într-o primul moment, dar ceea ce se întâmplă înăuntru, acolo unde e nivelul de inflamație, atunci când ajunge să aibă o expresie, deci să nu mai fie bine, deja inflamația s-a augmentat, a crescut. Și atunci, decât să faci de unul capul tău, pentru că odată de două, sigur că toți uităm să luăm din tratament, da? Din varia motive, dar să nu ai intenția de a scădea tratamentul sau de a nu-l mai lua dintr-o dată, fără să ai și un sfat, dacă vreți, o recomandare de la medic. Asta ar fi un mesaj. Există cumva un risc al agravării afecțiunii în cazul în care întrerupem tratamentul de capul nostru? Da, și asta este valabil și din păcate am văzut lucrul ăsta, că una e ce te învață să zici cărțile, alte ori când vezi pacienții care îți vin prin urgență, pacienți cu forme ușoare de astm, vorbim de ușor după anumite clasificări de severitate, adică simptome, are simptome puține, mai tușește, mai parcă simte uneori că are o apăsare pe piept, și consideră că nu este ceva grav, da? Sau o formă care e din când în când, mai ales într-o expunere la anumiți factori declanșatori, da? Posibil, că sunt alergii sau poluare sau... Bun. Care este capcana? Pacientul respectiv, crezând că este atât de... nu este atât de grav, îl ia după ureche tratamentul și sunt insuficiențe respiratorii acute, deci ajung cu o insuficiență instalată brusc, fără să ai un semnal neapărat de alarmă și vii la camera de gardă cu așa ceva, deși înainte era un astmatic ușor. Nu, e o boală atât de capricioasă, este imprevizibilă și asta este, cred că, provocarea majoră la un astmatic, că de multe ori nu știe ce poate să-i declanșeze o criză de azi. Și mi se pare și nedrept, dacă și o emoție pozitivă, deci nu mă refer la emoțiile și stresul care cu toții resimțim în impact negativ, și un râs poate la un astmatic să declanșeze un acces deșuierat de piept și de un broncospas. De-aia mi se pare nedrept. Și lucrurile astea, cum ar putea să fie prevenite? Nu ajungem, nu e destul să ne cunoaștem organismul, pentru că sunt situațiile care nu le putem anticipa. Sunt persoane care merg poate în vizită la bunici sau într-un spațiu unde sunt acolo niște trigger, niște alergeni. Poate nici nu știa că este un factor cauzal pentru criza lui de astm, acea expunere, dar realizează, poate nu imediat, dar în jumătate de oră, că este o problemă. Începe poate chiar să aibă simptome oculare, rinită, strănută. E, acei factori care nu îi poți anticipa, trebuie să te gândești cum îi poți preveni. Că vorbim de prevenire până la urmă. Și cred că prevenirea se suprapune cu ghidul de tratament până la urmă. Da? Și acum poate... spun foarte multe lucruri, dar ghidul GINA, GINA este un for, să zic, european, internațional, un ghid, nu este un protocol, care vine cu recomandări și care este updatat anual, da? Și revizuit și updatat. Și cred că 2020 vine pe undeva tocmai să ajute, dacă vreți, acești pacienți care se simt bine și care au tendința poate să mai uite din omiterea dozei. Și atunci, ghidul acesta, evident că are în spate niște studii și niște studii pe care sunt, evident, cu pacienți cu azi bronșii, a considerat ca și recomandare că dacă ai o formă ușoară, intermitentă de azi, asta, lucrul ăsta poate să fie bine, omul consideră ce e ușor, poate să fie verificat cu medicul lui ce înseamnă, ce ar trebui să fie considerat ușor și ce ar trebui să consider că e mai grav, da? Ca și repere. Ei, și dacă e o categorie aceasta, să zic, o formă mai ușoară de boală, GINA recomandă, sau poate să-ți recomande, să iei tratamentul și doar la nevoie. Dar aici ai cuvântul cheie, dar care tratament? Nu este tratamentul așa cum e învățat astmaticul să ia numai medicația la nevoie, da? Adică acel broncodilatator de scurtă durată, care intră repede în acțiune, dar numai face o dilatare, da? Și cum este salbutamol. Nu. GINA recomandă să se ia de fond o doză minimă de corticosteroid, că de fapt e o boală inflamatorie, da?
Și ideal este să nu tai singur, mai ales la persoanele acestea care au când și cum, să fie un pachet de doi într-unul. Adică ai și antiinflamatorul care merge pe substrat și ai și acel medicație de a desface imediat în 1-3 minute căile respiratorii, deci să resimți beneficiul, astfel că intră în această recomandare medicamentele inhalatorii care conțin atât acest broncodilatator de scurtă durată sau formoterol, slash formoterol, da? Împreună cu un corticosteroid. Da, aș vrea aici să punctăm foarte important pentru cei care ne urmăresc în acest interviu că orice medicament trebuie luat doar la recomandarea medicului și să nu încercăm să aplicăm tratamentul pe care am văzut că îl ia un prieten sau un cunoscut sau un membru al familiei, pentru că nu o să ar putea să ne facă rău și să n-aibă același efect ca la cealaltă persoană. Categoric. Vorbim de semne și de mers la doctor, dar hai să ne întoarcem la semne. Îmi spuneați prima dată că ar trebui să ne adresăm medicului de familie. Când să mă adresez medicului de familie, având suspiciunea că am niște probleme astmatice, poate mă sperii în perioada asta mai mult că aș avea altceva. Toată lumea, la orice semn, se duce cu gândul la o anumită pandemie care ne-a afectat pe toți în această perioadă, sub o formă sau alta. Când ni se aprinde un beculeț de alarmă că am putea avea astm? Acum, sunt aici, cred că, două aspecte. Unul, dacă vorbim cum am recunoaște un astm bronșic, asta ar fi una la mână, iar la un pacient care deja este astmatic și poate prezenta o acutizare, evident că unele acutizări pot să fie virale, pot să fie o viroză care să-ți acutizeze boala, poate să fie într-adevăr și un virusul respectiv care circulă, adică nu ai cum să nu te gândești la așa ceva și e foarte greu să faci o triere că asta mie de acolo, nici medicul nu poate să strieze clar că este o exacerbare a astmului într-un context alergic, ai niște argumente, da? Sau în contextul unei infecții care, da, dă febră, dă dureri poate abdominale, spiezi, ai elementele respective, dar noi suntem organisme, nu putem aplica un șablon și să, ca o listă în care dacă n-am bifat ceva, sigur nu este acea infecție respectivă. Deci, în situația, să zic, primă, în care vrei să vezi dacă ai astm bronșic, da? Luăm așa cazul, să zic, clasic, sunt elemente, dar, cum să zic eu, ele pot să nu fie toate odată. Când mai vin pacienți, am citit și el se așteaptă un checklist, dar nu am lipsă de aer. Dar acolo scrie că trebuie să am lipsă de aer la expir, ori eu nu am decât la inspir. Nu-mi șuieră pieptul, dar nu tușesc. Deci, dacă ar fi după carte așa studențește, un astmatic ar avea dintre simptome tuse, în general e o tuse seacă, nu e o tuse productivă, ar avea o senzație de lipsă de aer, care poate uneori să fie oftat această lipsă de aer și nu neapărat de supărare, ar putea să prezinte o senzație de greutate pe piept, ar putea să fie acea respirație șuierătoare, wheezing. Dar dacă acest checklist, deci aceste simptome nu sunt toate bifate, nu-ți exclude boala, pentru că de ceva timp, în mulți ani, ca un exemplu, contraexemplu, dacă vreți să dau, există astmul tusigen, adică caracterizat prin tuse doar. Deci îți răsește restul cortegiului de simptome. Dar în momentul în care ai lucrurile respective și le ai uneori chiar după o răceală, adică îți rămân anumite lucruri după ce la toată lumea, să zic, din casă, dacă sunt virusați, el mai se luptă cu o tuse seacă și care trece așa după vreo 10 zile. Și respectă, dacă vreți, această caracteristică, el cam rămâne mai sensibil după fiecare răceală, deși altfel mi-ar trece repede, rămân cu o tuse care persistă. Dacă mai vine și cu o poveste de alergică strănută, nemotivat, dacă are urticarie, dermatită, se știe el alergică și a făcut, sau în familia lui există, nu neapărat cu azi. Când este cu azi, clar, descendenții trebuie să se gândească dacă apare așa ceva, oare nu e o moștenire nefericită genetică, e suficient să moștenești și un teren atopic uneori. În poveste atunci, un alergic, să zic așa, sau cu anumite lucruri care merg spre alergie și cu anumite simptome, ai putea să te duci spre, să cauți consultul unui medic de familie și ulterior al unui medic specialist. Ați spus de alergie. Automat, dacă e alergie, ai și astm? Nu neapărat, nu. Și iar e un lucru foarte important, sunt persoane alergice care rămân doar cu manifestări, să zic, în sferă de orele,
da, și care au poate numai rinită sau o componentă atopică, cum îi spunem noi, fără să dezvolte și astmul bronșic, dar dacă mă uit la astmatici, mai mult de jumătate din astmatici, dacă eu caut să găsesc un teren alergic, îl pot găsi. Cam așa trebuie privite lucrurile. Bun, în perioada asta spuneam că ajungem un pic mai greu la medic. Dar totuși înțeleg că un control este important să-l facem, chiar dacă pare că tratamentul pe care îl urmăm este cel corect și dă rezultate. Da. Acum, controlul, să știți că dacă ești un pacient la care tu l-ai observat, nu am, îmi iau tratamentul, nu am activitatea mea zilnică, mi-o desfășor fără niciun disconfort din cauza bolii, dacă nu am simptome noaptea și acolo sunt simptomele nocturne, din ce v-am înșirat din lista aia, pot să regăsesc poate tuse nocturnă, da? Ca și elemente, să zic, de azi. Dacă am o utilizare, poate totuși mai mult de 2-3 pufuri de medicație la nevoie, deci în plus față de ce am luat eu regulat, e acolo poate s-ar anunța o posibilă exacerbare, că se cheamă această fereastră de oportunitate, se cheamă frumos. Sunt 3-5 zile când de la un anumit, uneori chiar și o viroză, repet, poate să coboare, cum spunem noi, deci să nu rămână numai în sfera de căi respiratorii superioare, să coboare și să-ți dea peste cap un astm bronșic. Adică e mai, acești astmatici sunt, cum zic, retrăiesc, dacă vreți, clinic și se recuperează un pic mai greu și în mai lung timp decât o persoană care nu are astm bronșic. Da? Și atunci ar fi momentul, da, dacă îți recunoști aceste lucruri, poți să dai și telefon. Deci consultul telefonic, pentru că telemedicina este impropriu ce facem noi în România. Nu cred că avem încă interfața nici medicii de familie, nici pacientul, că până la urmă trebuie să vorbim doi la același interfață. Dar consult telefonic poate să fie în care să-l întreb sau să-ți spună nu am mai, am avut așa parte. În care pacientul m-a sunat cea conștiincios, ca să zic așa, a trecut luna, cele 6 luni sau, mă rog, câte luni a considerat, că uneori nu sunt 6, nu-s bătute în cuie, dar 7-8 luni, n-am mai vorbit de mult, este în regulă acum, merg mai departe, îmi reînnoiesc doar prescripția prin medicul de familie și dacă ai verificat că pacientul nu este simptomatic, poate să meargă cu aceleași recomandări cu care l-ai lăsat. Cu alte cuvinte, în momentul în care apare o exacerbare, adică o înrăutățire sau apar noi simptome, ar trebui să apelăm la medic. Mai trebui și un consult de verificare o dată la 6-7 luni, am înțeles corect? În general, acum, dacă e momentul inițial și ai început un tratament, e bine să-l vezi la un maxim 3 luni de zile. În general, cam la o lună, pentru că astmaticul foarte repede se simte bine după ce primește exact ceea ce îi trebuie, adică în principal antiinflamatorul, da? Inhalator. E, atunci, după, la o lună, poți să ai un prim contact telefonic sau chiar și mai repede să vezi că este bine, să-l încurajezi să rămână tot așa, pentru că tendința e să nu mai e nimic după aia. Și la un 3 luni de zile sau un maxim 6 luni de zile să-l revezi. Da, acum e problema cu evaluarea, să zic, această probă de suflat, acea spirometrie care, evident că fiind o manevră generatoare de aerosoli, nu prea se mai face la toate categoriile, da, având în vedere riscul epidemiologic pe care noi acum îl resimțim. Și în cazuri, să zic, punctuale, oarecum, ele pot fi programate din această perspectivă, dacă nu îți rămâne partea clinică, care e foarte importantă, ceea ce îți spune pacientul, da? Și poți să te ghidezi în a ajusta tratamentul și chiar fără a avea neapărat spirometria. Legat de asta, chiar aș vrea să menționez ceva. Și sunt pacienți la care uneori li se spune, există picflaumetre. Există picflaumetre în farmacii sau tehnico-medicale, care chiar și clasice, deci nu trebuie electronice, au un cursor și care îți măsoară acasă un anumit parametru, da? PEF-ul. În general, dacă poți, se calculează o valoare, să zic, ideală a pacientului respectiv și îl poți sfătui, evident, înainte să-și ia tratamentul, da? Pentru că după aia poți să ai valoare fals mai mare. Că dacă are în 2 dimineți, să zic, succesive sau în 2 zile succesive, o valoare mai scăzută, cam cu 80% din valoarea lui ideală, deci cea mai bună valoare a lui ce poate să obțină, se anunță ceva și la nivelul căilor respiratorii. Deci este un instrument cu care pacientul, așa după cum da, recomandăm pulsoximetriile în perioada asta la anumite categorii de persoane
care au rămas în perioada COVID-ului cu anumite sechele, da, pe interstițiu, pe pneumonie, așa poate fi și un picflametru util astmaticului și nu doar în perioada asta, în general. Bun, da? Dar ar trebui să discutăm cu medicul și nu neapărat să ne ducem noi în farmacie, luăm și după aia tragem concluziile, ar trebui corect? Da, pentru că nici nu știu poate ce să-și cumpere de acolo. Adică dacă tot ai luat ceva și trebuie să-i spui și cum să-și măsoare, da? La ce oră, cu ce periodicitate și cum ei se învață la un moment dat să-și facă, pot să-și facă un grafic până la urmă și notează. Acum, din 3 măsurători, am avut valoarea de 500 de mililitri, da? Care ar fi un 80%? Evident că nu poți aplica acest lucru la toate categoriile din pacienți, da? Pentru că unii poate nu înțeleg sau, mă rog, nu au disponibilitatea de a face așa ceva, dar există un instrument care nu e greu de folosit și care poate să orienteze. Și ca să îl putem folosi, ar trebui să vorbim cu medicul. Revin asupra acestei idei pentru că există foarte multe informații pe internet, foarte multe site-uri care promit rețete miraculoase și dispozitive pe măsură, doar că s-ar putea și aici revenim la tratament, s-ar putea să ne facem mai mult rău decât bine. Cât de mare este riscul atunci când nu ne prezentăm la medic, uităm în mod constant să luăm tratamentul, să se degradeze starea noastră de sănătate, deși aparent eram pe drumul cel bun? După cum v-am spus, riscul poate fi printr-o instalare, să zicem, bruscă, deci bruscul ăsta poate să fie în 24 de ore, a unei insuficiențe respiratorii acute. Da? Deci riscul poate să fie în a neglija în mod repetitiv, dacă vreți, pentru că cel care este simptomatic și a trăit tot felul de experiențe, că nu ți le spune pe toate pacientul, să știți că omul ăla e pățit, ca să zic așa, și e conștiincios și își ia tratamentul. Dar cei când sunt perioade de supralicitare în principal, și asta poate mai mult la persoanele tinere care nu vor să mai știe dacă au și o boală, ce boală aia? Deci este deja un corset pe care îl pui prin definiția bolii și mai ales simțindu-te de cele mai multe ori bine, pentru că sunt variabile. Asta este definitorul iar astmului. Ai o variabilitate atât la ceea ce se întâmplă în untru, deci obstrucție, cât și la partea clinică. Că dacă era un umbră, evident că o să ajung să mă simt rău și ca și expresie. Și acolo e important să-i dai mesajul că s-ar putea să reducem doza, s-ar putea să rămâi doar la nevoie în perioada respectivă. Deci trebuie să-l încurajezi să fii pozitiv, dar așa le spun la toți, nu uitați că aveți o boală. Nu uitați să spuneți că aveți această boală. Faptul că tu negi și refuzi să accepți că ai o boală nu este o soluție până la urmă și într-o colaborare și un parteneriat de comunicare până la urmă cu medicul, care evident că durează, se creează în timp, aici pot să fie, să zic, răspunsurile, adică în a ști ce să faci, cum să recunoști, când să nu iei tratamentul sau dacă chiar se întâmplă să faci un efort fizic, ce să ai profilactic la tine. Pentru că ei trebuie să aibă o viață fără limitări. Trebuie să fac, sunt încurajate eforturile fizice, da? Activitate, sunt încurajat să aibă copii. Da? Deci nu există o îngrămădire din niciun punct, nici măcar social, aș spune. Da? Nu numai. O să vreau un pic să ne întoarcem la activitățile pe care poate să le facă un astmatic și ce nu mai poate să facă, însă până atunci, în discuția noastră, remarcă tot vorbim de bronhodilatatoare sau așa, mi-a ieșit până la urmă. Și corticosteroizi inhalatori. Bun, și de tot felul de tratamente pe care în momentul în care bănuiesc că se instalează și o stare de panică, în momentul în care nu poți să respiri și intervine acea stare de disconfort accentuat, există și riscul să faci abuz de ele, să le iei mai mult decât trebuie, să dai în loc de un puf să dai două, în loc de două să dai trei și așa mai departe. Există riscuri asociate cu acest abuz? Da, în mod cert că da. Și foarte bine a subliniat în momentul în care ai senzația că n-ai aer asta, indiferent de ce vârstă e, este o anxietate care se creează. Uneori chiar descriu, da, că este o iminență că o să mor, deci că nu mai am aer. Și cine a trecut prin așa ceva recunoaște cel mai bine această panică care e direct proporțională, dacă vreți, cu ce se întâmplă. Riscul, deci tendința e de a face ceva, da? Că te duci deschizi geamul, ieși afară la aer, nu rezolvă problema de cele mai multe ori. Dar ajută într-un fel aer rece, dar evident că nu poate să-ți amelioreze ce este înăuntru, deci acea inflamație. Și atunci chiar abuzul de
În principal vorbim de acel broncodilatator de scurtă durată. Asta cred că este, știți cum e, ești un prieten, dar poate deveni un dușman maxim, pentru că dai o dată, dai de două ori și de fapt ce faci tu? Tot dilați acolo ceva care nu mai poate la un moment dat să se mai dilate mai mult decât atât, iar inflamația este tot acolo. Și ce faceți? Încarci în principal inima, deci ei resimt după aceea palpitații, pentru că este un abuz, o suprautilizare a beta-2 agonistului de scurtă al butanului. Și de aceea, în momentul în care tu dai cortizonul inhalator, că ăsta este princepsul în astmă, bronș, nu e altceva, este antiinflamator, că e o inflamație, logic, trebuie să-i dai ca să cupezi ceea ce e. În momentul în care tu ai dat corticosteroid inhalator împreună cu un broncodilatator, de data asta formoterolul, pentru că este voie să-l spunem, e recomandat în GINA, el reușește să facă și foarte repede, că intră împreună, intră în 1-3 minute în acțiune, deci simți o stare de bine și ține și 12 ore durata lui de acțiune. Deci tu ai dat ceea ce el e învățat, că trebuie să cupeze acea senzație că n-am aer, dar i-ai oferit 2 într-1 șantinflamator. Și atunci tu dai și liniștești inflamația și dacă dai două, au nevoie, adică au voie, ca să zic așa, aceste produse care au formoterol și corticosteroid inhalator, până la 8 pufuri pe zi a fi utilizate. Dar îi spui omule, s-ar putea ca acolo acasă să fie avut nevoie, te las, ai voie, da, să iei 8 pufuri. Dacă mâine tot 8 pufuri iei și poimâine tot atâta, trebuie să te prezinți la doctor, că ai făcut ceea ce trebuie, dar nu este suficient. Da? Că atunci s-ar putea să intervii cu un tratament, să zic, intravenos, să mergi pe alte, să vezi care a fost cauza. Dar ăsta este riscul de suprautilizare și vine de la aceste beta-2 agonisti scurtă durată de la salbutamol. Bun, dar sunt niște indicații pe care medicul le dă personalizat pentru fiecare pacient în parte. Nu există o schemă de tratament sau fiecare poate să dea atâtea pufuri sau de atâtea ori pe săptămână să folosească acel spray. Pleci în algoritm de la evaluarea severității bolii, de la pacient, că nu tratăm practic o boală, tratăm pacientul cu acea boală, vedem ce afecțiuni mai are asociate, da? Și ai o recomandare clară după ghid. Și ghidul îți spune cum trebuie să dai. Dar acum vorbeam de situațiile în care ce dai și încerci să controlezi de fond, s-ar putea să fie niște momente în care să resimtă în ciuda tratamentului de fond și atunci ce trebuie să facă. Sau dacă chiar n-are deloc tratament sau să simte atât de bine, să aibă acest dispozitiv la el și să-l administreze atunci, să-l aibă la el. Ăsta e cuvântul. Deci nu acasă, pentru că nu știi când apare o provocare, între ghilimelele de rigoare, pentru căile tale respiratorii până la urmă și atunci tu poți foarte bine să-ți administrezi tratamentul avându-l la tine. Doamna doctor Ruxandra Râșnoveanu, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, aș vrea să încheiem într-o notă optimistă, sau cel puțin așa îmi imaginez eu, având astm bronșic, se mai pot face activități sportive? Vorbeați un pic mai devreme de viață de familie, care aduce foarte multă agitație. Mai putem avea o viață normală, să-i spunem, sau mai putem avea și trebuie să o avem, și mesajul este da, pentru că inactivitatea întreține, în afară de, nici nu mă mai gândesc la obezitate, care și ea se asociază cu un asmatic și avem deja altă problematică acolo, deci este recomandată activitatea fizică. În principal, să știți că notul este binevenit. Acolo, iar un pic de atenție, că sunt bazinele unde s-ar putea să ai un pic de provocare de la dezinfectarea bazinelor și uneori să resimtă treaba asta, dar în notul este un sport dintre sporturile recomandate și alte sporturi sunt încurajate, iar dacă el resimte cumva după efort un disconfort sau în timpul efortului, recomand pacientului să ia acel tratament înainte, ca și cum ar fi profilactic și ulterior să fie acoperit pe perioada efortului respectiv, iar dacă e ceva care nu poate fi făcut, evident, noi trebuie să ne verificăm limitele și să nu le depășim cu bună intenție. Deci răspunsul este da. Pentru că trecem printr-o perioadă delicată pentru toată lumea, nu doar pentru asmatici, dar vorbim în special despre ei astăzi la Europa FM. Care ar fi recomandările dumneavoastră în această perioadă, astfel încât să rămână în siguranță și să fie bine? Deci recomandările sunt clare, ceea ce se referă și la populația generală, să respecte măsurile legate de mască, de acea igienă a mâinilor, să evite cât se poate întâlnire în spații aglomerate,
asta este clar pentru toată lumea și și pentru astmatic, iar din punct de vedere al tratamentului, să-l ia acum, poate și dacă înainte nu l-a luat, să fie mai protejat, pentru că e acum numai ca pandemia, dar este și vremea rece. Și atunci trebuie să ai un tratament luat de fond ca să preîntâmpini orice posibilă, să zic așa, disconfort care vine din varia motive. Deci poți fi și o viroză care să te dea peste cap, nu mai vorbesc de această infecție. Deci mai bine protejează-te, ia-ți tratamentul, chiar dacă nu era, ia-ți-l în posologia cu care sfătuiește-te cu medicul de familie. Du-te la minimum de tratament care era dacă ți era așa de bine, dacă nu, continuă-l în doza, cum să zic eu, foarte riguroasă. Și ca o paranteză, să știți că datele din literatură au arătat că în perioada asta de carantină, astmaticii au fost mai complianți la tratament, au fost mai aderenți la tratament, și aici putem avea niște explicații. Au fost mai izolați și atunci triggerii din afară au fost mai puțini, au avut grijă mai mult de sănătatea lor, fiind acasă și conștientizând că ei sunt o categorie care putea să fie la risc pentru tot felul de lucruri. Deci este, să zic, și un lucru bun din punctul ăsta de vedere, care n-ar trebui să fi fost dat de această perioadă, ar fi trebuit să fie o gândire de la sine și care să nu piardă din, să nu fie pierdută din vedere. Și am mai reținut un aspect din discuția noastră, că este foarte important să ținem legătura cu medicul de familie și cu medicul specialist în cazul în care avem probleme. Da, e clar, și dacă ai terapia, să zic, sunt care astmaticii severi, trebuie să-i menționez o categorie aparte. Ei, dacă sunt deja inițiate terapiile biologice la ei, la momentul de față nu este nicio contraindicație de a fi continuată, deci sunt recomandat să nu schimbi nimic la acești oameni. Din contră, să le oferi un tratament, pentru că așa oarecum ai niște arme cât de cât, bineînțeles că nu absolute, la ceea ce se expune la lumea din exterior. Doamna doctor Ruxandra Râșnoveanu, vă mulțumesc foarte mult pentru că am fost împreună la Europa FM și pentru că avem grijă unii de ceilalți ca să fim bine. Mulțumesc mult și să ne vedem sănătoși și să fie bine. Doamne ajută, cât mai repede să fie asta. Mulțumesc să fim sănătoși. Pentru invitație. Mulțumim. Bine, la revedere. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.